Stelista Alina Vuc a fost desemnată cea mai bună luptătoare a anului 2019 de către Federația de Specialitate. Vicecampioană mondială de seniori pentru a doua oară și calificată la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor, Alina crede că 2020 poate fi anul ei. Al treilea titlu de cea mai bună sportivă a anului și sper că nu va fi ultimul. Anul 2020 va fi un an foarte greu, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit calificarea încă de la primul turneu și nu voi fi stresat anul viitor. Obiectivul meu este doar să mă pregătesc pentru competiția cea mare. Cu ocazia acestei festivități a fost inaugurat și Muzeul Luptelor Românești, care va conține o parte dintre trofeele obținute de luptătorii români de-a lungul anilor.